Bună seara, dragii mei, sunt Tarotela cu o nouă tarare la alegere pentru cei care așteptați acest gen de etalare. Etalare în care vom încerca să aflăm la ce se gândește persoana la care vă gândiți voi, când își aduce aminte de voi, când vă vede fățuca într-un fel sau altul sau vă aude numele, că poate unii nici nu v-ați văzut sau nu v-ați mai văzut sau n-au poze musai cu voi. Dar, măcar când vă aude numele sau când vă vede într-un fel, într-o poză sau pe undeva. Deci, aveți numărul 1, 2 și 3, vă puneți pauză și vă gândiți. Voi folosi setul de cărți pe care îl vedeți în fața acestor prime mesaje. Alegeți-vă. În liniște, fără grabă. Respirați adânc și pe urmă faceți alegerile, vedeți și voi cum încercați să vă conectați la intuiția voastră. Deci, la ce se gândește persoana care este în mintea voastră? Puneți pauză și alegeți. Ok, încep cu numărul 1 sau începem. Începem că depinde și de voi acest început, de energia voastră. Cei care ați ales numărul 1 cred, așa simt. Pentru că penele au mesaje speciale, vor să vă transmită un mesaj special. Un mesaj pe care și-l doresc să vi-l transmită. Acum de cât timp, poate că vi se pare că nu o să vă mai vorbească niciodată, dar e un mesaj special, un mesaj tandru, așa simt, pentru că este chestie pufoasă și moale. Cred că și mesajul vrea să exprime ceva plăcut, ceva duios, ceva din ei. O latura lor, blândă, romantică, poate, sau sensibilă măcar. Am ales două cărți din seria Spiritul Animalelor. Una reprezintă cum vă vede pe voi și, de fapt, la ce se gândește și o diferență de nuanță, cum vă vede în primul și în primul rând, cred că se gândesc că ei, pe de-o parte, acest miel are o simbolistică foarte spirituală și cred că merge foarte bine împreună cu dolfinul, cu delfinul. Delfinul reprezintă într-un fel sau altul regina de apă, dar este un spirit foarte jucăuș, inteligent, extrem de inteligent și foarte empatic, foarte empatic. Cred că în primul și în primul rând gândesc despre voi că sunteți persoane sensibile și totuși jucăușe, inteligente și totuși sensibile, cu o capacitate de a comunica într-un mod creativ, o capacitate deosebită de a comunica creativ și într-un fel original. Creați vibrații, vibrații pozitive în general. În general. Bine, toți avem nervi, toți avem momentele noastre de stres, dar în general. E așa vă văd. Ca niște ființe jucăușe, zâmbitoare, cu fie imaginea voastră publică sau imaginea principală pe care o au despre voi. Iar, poate să varieze. Însă, transmiteți niște vibrații speciale de dragoste, de încredere în voi, încredere în creativitatea voastră, în felul în care vă iubiți și iubiți lumea. Și ce simt? Simt ceva legat de ritm. Ori le schimbați ritmul vieții, de ce vorbesc de schimbare, nu știu, sau vibrațiile pe care le simt în preajma voastră le creează un anume ritm. Simt viața într-un alt ritm când se gândesc la voi.
Și totuși apare acest miel. Mielul, am zis că este un simbol spiritual și se leagă de delfin, care este empatic, este semn de apă, în ideea că posibil aveți o capacitate de a vă sacrifica deosebită. Acum că ei o știu, că ei o intuiesc, iar poate să varieze. Dar ce mai simt legat de acest miel? Acest miel ar putea să-i reprezinte chiar pe ei. Ei timizi, așa un pic cu urechile lăsate, timizi în fața voastră, în fața energiei pe care o transmiteți, a optimismului, a creativității, a încrederii pe care o aveți, capacitatea de a vă bucura, de a zâmbi și de a glumi, chiar dacă ați trecut prin niște situații. Pentru că o regină este a 13-a carte din seria Semnelor de Apă, că este o energie matură. Sunteți maturi și ei cred că se simt cam nepregătiți sau nu îndrăznesc să vină în fața voastră. Ce e foarte interesant este că și unul și celălalt transmiteți un anume ritm. Ha, interesant. Ritmul lor este un pic mai rigid pentru că e colțuros. Poate e prea pământean. Poate. Însă al vostru este circular. Evident, pentru că sunteți emoțional, sau cel puțin așa vă văd ei, și sunteți sensibili. Ritmul vostru curge, a lor este un pic mai colțuros. Întâmpină niște blocaje, ori în exprimare, ori în manifestare, ori în transmitere, apropo de comunicare. Probabil că dacă vor să comunice, există aceste blocaje. Totuși, un romb, rombul vine din 4, da? 4, iar este o energie destul de rigidă. Aici este parcă ar fi un 0, un 0 și un alt 0 și un alt 0. Parcă ați începe tot timpul de la capăt, un alt ciclu, o altă lume, o altă manifestare, o altă creație, ceva nou, tot timpul, tot timpul, pentru că zero înseamnă nou, parcă tot timpul veniți cu ceva nou. Vorbim foarte mult și mai am încă de spus niște lucruri. Ce mai simt despre voi? Ce simt? Ce gândesc de fapt? Gândesc despre voi că sunteți niște ființe, am zis, delicate, apoase, ține, softul ăsta, moalele ăsta, ține și de pană, da, și de apă. Ethereal touch, atingere eterică. Îi atingeți într-un mod foarte subtil. Vibrația asta pe care o simt în preajma voastră îi atinge și pe ei și îi ajută să se transforme. Și totuși îi intimidează. Am senzația că îi intimidează. Tocmai aceste calități ale voastre. Mai este și un distant shores, maluri îndepărtate. Posibil că vă simt sau se simt ei la distanță. Interesant că și aici e apă și la delfini e apă. E o lume acvatică, o lume emoțională între voi. Că aceasta vă unește, că aceasta vă desparte, poate să fie și una și alta. Să vă despartă această conexiune emoțională, tocmai pentru că ei nu sunt pregătiți și sunt un pic mai pragmatici, mai pământeni, semn de pământ. Nu neapărat semn de pământ, că poate să fie și semn de aer, totuși o pană, da? Ideea e că ei sunt mai pământeni, așa au fost crescuți, educați. Și totuși această lume emoțională, iar depinde de sinastria voastră, este cea care vă apropie și cea care vă desparte. Și totuși, parcă voi transmiteți lumină undeva înspre ei. Am zis, aveți această capacitate de a-i încuraja, de a inspira, pentru că sunteți fire optimiste, chiar dacă ați trecut prin niște lucruri, chiar dacă sunteți mai maturi și cred că e o diferență de vârstă între voi, între unul sau celălalt, adică tot are, între unul și celălalt. Ce gândesc despre voi? Că sunteți evoluați spirituali, că lucrați la creșterea voastră spirituală,
Pentru că ce gândesc că aveți această dragoste, capacitatea de a transmite dragoste, aici o văd în roz, aici o văd în verde, și le transmiteți aceste lucruri, lumină, dragoste, creștere spirituală, încurajați chiar și de la distanță, cu gândul, că vorbim de gânduri. Și felul în care o faceți este blând. Este blând. Iar simt această lume acvatică în care dansează delfinul. Parcă saltă și iar se întoarce și face năzdrăvănii în apă. Și toate acele năzdrăvănii sunt urme, toate aceste urme sunt urmele jocurilor sale. E o lume jucăușă în care voi trăiți și totuși delicată și 4 și cu 7, 11. De ce simt că și-ar dori să facă parte din această lume? Iar am vorbit de zero, de zero, de capacitatea voastră de a crea, de a concepe, de a... de a veni cu jocuri noi, cu creații noi, cu lucruri noi. Și repet, ethereal touch, atingere eterică, felul în care îi atingeți, așa de la distanță, vibrațional, este extrem de delicat și de profund. Și de profund. Hai să vedem. Ce-a vrut să se arate? Spânzuratul. Casa a 12-a, a 12-a peștilor. Probabil că nu pot să vină spre voi din cauza unor blocaje sau n-au putut. Și în primul rând, blocajele au fost de natură materială, dar și din cauza că n-au avut încredere în ei. S-au blocat și dacă cumva nu ați comunicat la un moment dat, sau simțit că lucrurile stagnează sau nu evoluează așa cum ați fi vrut voi, căutători de frumos, de optimism, de lucruri frumoase, am zis, ei au trebuit în această perioadă să vadă lucrurile dintr-o nouă perspectivă, să-și găsească lumina asta pe care voi le-ați transmis-o tot timpul. Le-ați transmis această încredere. Da, uite, își doresc să comunice. Am vorbit de pană, apare valetul de spade. Ia uite, regina de apă, despre care am vorbit, nevoia de a comunica cu voi. La asta se gândesc. Când o să am curajul să comunic tot ce simt, tot ce gândesc despre acest personaj. Pentru că voi nici nu știți, da, și sunteți aici ca să aflați. Aș vrea să, o dată, de două ori, de trei ori, deși sunt amestecate aici, ce-a vrut, ia uite, iar vrea să se arate. Am zis să folosesc astăzi și cărți, ia uite, iar își dorește comunicare și are aceste conflicte interioare, ori are pe cineva acasă, ori educația, ori probabil intimidați cu vibrația voastră înaltă, că am văzut și male preot. Am zis că acum vreau să folosesc și cărțile invers. Da, își doresc comunicarea, dar totuși. Își doresc, dar totuși nu manifestă. Hai să vedem cum, ce și când. Pentru că nu vorbeam musai despre ce își doresc, vorbeam despre ce gândesc. Odată. De două ori, de trei ori. Am pus să folosesc și altfel cărțile. Să vedem cum vin. Deci, odată, două ori, de trei ori. Ia, uite, deci nu pot să cred cum apare iar spânzuratul, regina de monede și eremitul. Clarificat de mamă. Uite, m-a venit iar. Asul de spade invers. 6 de spade. Moartea. Aici este transformarea lor. Ei încă nu se pot transforma. Încă le este greu. Din acest motiv, cred că unii sunteți și la distanță. Dar din acest motiv aveți, iau, este ego-ul lor, jocurile mentale. Încă n-au scăpat de un stil de viață. N-au reușit să-l transforme. Sunt încă în transformare. Până se transformă, lucrurile stau pe loc. Trebuie să învețe, să aibă credință.
apare și marele preot, o nouă viziune despre lume, despre lucru, despre voi, despre relații, despre ei înșiși. Asta gândesc. Gândesc că nu pot să vină înspre voi netransformați. Asta e noua lor viziune, noua lor înțelegere. Nu pot să vin înspre acest personaj oricum. Din acest motiv, ia uite, 6 de spade e invers și ar dori să vină și totuși. Este o carte, uite, în spate 6 de bâte. Nu pot să aibă această victorie, nu pot să se întoarcă la voi. Pentru că, oricum, pentru că voi aveți o valoare specială. Regina de cupe a doua, am văzut-o de 2 ori, acum apare regina de monede. Aveți o valoare, nu doar emoțională. Reală. Posibil unii să stați mai bine din punct de vedere financiar, dar asta variază. Poți să fii regină de monede cu bani mai puțin. Ideea este cum te simți tu confortabil în tronul tău, cât de creativ ești, cum manifesti spor din orice, cum îți găsești echilibru. Asta gândesc. Pe de o parte că voi vă găsiți echilibru în natură, în ceea ce faceți, reușiți să manifestați lucruri. Am zis că aveți o creativitate și ieșită din comun, dar aici este manifestată prin iepuraș. Sunteți fertili. Faceți proiecte interesante, proiecte monezi. Și undeva, într-un fel sau altul, în preajma voastră se energiile se echilibrează, sunt 2 pomi care se echilibrează, se îmbrățișează. În preajma voastră, parcă totul se reconectează la noi valori. Cum gândesc despre voi? În general, în această perioadă, eremitul. Eremitul și marele preot. Pe de o parte că sunteți foarte spirituale, am zis. Eteral touch, aveți o atingere eterică, delicată, subtilă, transmiteți de la distanță, lumină. Pe de o parte ce gândesc că ei sunt în întuneric și în căutarea luminii și parcă voi sunteți aici un far în depărtare, da? Și ei trebuie să caute lumina, trebuie să-și regăsească verticalitatea, tradițiile, valorile, că n-au cum să vină înspre voi. Eremitul înseamnă și tăcere. Înseamnă și probabil că unii au ales această tăcere pentru că nu se simt pregătit să vă înfrunte. Să facă față acestei provocări de a se maturiza și de a crește într-un anumit fel, și profesional, și spiritual, și financiar, de a fi ceva. Își doresc să reprezinte ceva în momentul în care vă veți întâlni. Pentru că ei gândesc despre voi într-un mod deosebit de frumos. De parte știu că ați trecut și voi prin întuneric, ați căutat lumina și ați găsit-o. Și ați găsit-o. Dar, repet, cele 2 cărți plus ce am spus mai devreme confirmă faptul că voi sunteți niște figuri spirituale. Că ori fi aflat, că au intuit despre voi aceste lucruri, iar variază. Însă, repet, ei încă nu pot să vină pentru că nu sunt transformați. Ia uite, au niște conflicte mentale. S-au obișnuit să facă niște jocuri mentale și sunt conștienți că nu pot să vină cu așa ceva în fața voastră. Nu vă onorează și pentru că vă apreciază, preferă să stea pe loc. Dar, repet, pentru că e casa ascunsă, stagnarea este aparentă, transformarea se întâmplă la început în mod subconștient și apoi se va manifesta transformarea și în mod conștient. Și apoi în viața de zi cu zi.
Da, nu pot, n-au victorii. N-au încredere. N-au încredere că pot să vină spre voi. Da, și din cauza asta n-au comunicat. Și-ar dori să vină să-și ceară scuze, dar n-au curajul. N-au curajul. Și-ar dori să exprime că vă plac, că sunt atrași, n-au curajul. Poate că au și pe cineva în preajmă care influențează, poate au nevoie de ajutor, iar variază. Ideea este că nu se manifestă. În primul rând, am senzația că intimidați, într-un fel sau altul, prin aura voastră, prin aura asta. Aura asta, pe care o regăsesc și aici. Este o energie pe care ei n-au mai experimentat-o până acum. Ia uite, asul de spade. Din punct de vedere sexual, ia uite ce părere bună au despre voi. Sunteți tot ce și-au dorit. Și-ar dori o nouă relație, dar cum să vină la o regină de cupe, regină de monede împărăteasă? Cum să vină oricum? Că nu se poate cu jocuri mentale. Trebuie să se dezlege de obiceiurile vechi, inclusiv de obiceiurile sexuale, inclusiv de relațiile sexuale. Hai să vedem ce gândesc din punct de vedere intim. Nu știu pentru cine am descris acum, dar așa simt. Evident că poate să fie și invers. Spânzuratul apare de două ori. Există cineva în preajma lor care deocamdată îi urmărește. Vă urmăresc din umbră, din penumbră, din depărtare, vă urmăresc. Simt că îi așteptați și voi. Eventual visează. Ce gândesc? Probabil că, dacă vă știu suficient de bine, zic așa pentru că sunteți unul în relații online și poate nu vă știți suficient de bine, probabil că au o atracție pentru picioarele voastre, care partea piciorului iar variază, dar au atracție către această linie a piciorului vostru. Bărbați, femei, ce o să fie? Nu contează. Evident că și-ar dori să experimenteze ceva mai ieșit din comun sau nu, variază în funcție de experiența fiecăruia. Să vă lege mâinile și să vă exploreze corpul într-un mod soft, delicat, delicat. Da, pentru că au o părere foarte bună despre voi. Nu așa oricum, nu ar experimenta lucruri pe care le-au mai făcut și cu alții. Hai să mai vedem încă o parte. Dar vă urmăresc din umbră. Poate că se uită la pozele voastre. Iată. Ce multe cărți au venit. Da, și totuși după această stagnare, ce se dorește? Manifestarea. Ce frumos. Magiciană. Magiciană. Steaua și turnul. Acum, hai să zicem invers. Turnul, steaua și magicianul. Ce își doresc, măcar din punct de vedere sexual? Să se termine aceste amânări. De două ori spânzuratul, da? Să se termine. Își doresc ca această amânare să se termine brusc. Pentru că este turnul. Turnul este o energie uraniană, explozivă. Pentru că se gândesc că dacă nu vin ei la voi, s-ar putea să vă fure altcineva și sunt culmea geloziei dacă deja se gândesc că s-ar putea să fie cineva. Și își dau seama cu cât amână, cu cât mai stau ei pe gânduri, cu atât vă poate lua altcineva. Vă poate fura. Se poate bucura de energia voastră, în general și în mod special sexuală. Pentru că am zis că pentru voi, pentru ei reprezentați regina de cupe, regina de monede, împărăteasa, steaua, tot ce și-au dorit. Vindecare.
Sunt conștienți, se gândesc că în momentul în care veți fi împreună, se vor vindeca. Interesant că curge ceva pe inima bărbatului, da? Ulei, evident, da? Uleiul ce este ca un mir, este o chestie spirituală, o vindecare spirituală la nivelul chakrei a patra, a inimii. Doar voi îi puteți vindeca de un blocaj, am vorbit de niște energii destul de pământene, un blocaj, neîncredere în ei. Doar voi puteți vindeca. Voi sunteți tot ce și-au dorit și își dorește manifestarea. Și în acest motiv s-au amânat niște lucruri ca să-și adune toate resursele. Cum să vină la voi fără resurse când voi sunteți manifestarea abundenței? Și repet, nu înseamnă musai să aveți nu știu câți bani în cont sau nu știu câte case. Da? Nu. Abundența înseamnă altceva. Dar asta își doresc, din punct de vedere. Asta gândesc. Acum că uneori gândurile sunt și dorințele noastre, evident, că n-au cum să fie altfel, da? Gândurile uneori devin și dorințe. Și am zis, din punct de vedere sexual, se gândesc la lucrurile astea. Nu cumva să vină altcineva nou cu care să vă simțiți bine și să vă fure. Car înnebunit de gelozie. Pentru că voi, repet, sunteți ghidul lor, steaua lor, chiar și de la distanță, da? Chiar, ia uite aici, chiar ca o stea. Este aura voastră, aura pe care o transmiteți, vibrațiile. Și cum ar putea să îndure așa ceva? Asta se gândesc ei. Uneori, din când în când, și totuși se abțin, ia uite. Ia uite, iar apare moartea. Pentru că sunt conștienți pe de-o parte, aici este și ego-ul lor, de-aia am văzut și cinci de spade. Cinci de spade, ego, o grămadă. Da? Se gândesc că această atingere, atingere eterică, doi de cupe, da? Probabil că aveți de-a face cu un semn de apă, de aer unii dintre voi. Atingere eterică, două suflete care în momentul în care se ating, se vindecă, doi de cupe, da? Și se-și transformă viața radical, evident, prin sexualitate, în mod special. Și totuși se luptă, nu vor să, n-au vrut până acum să arate nimic. Și totuși va trebui cândva să arate. Își doresc comunicarea acum. Rămâne de văzut pentru cine am citit și sper că v-a plăcut. Vă pup, pa, pa! Ok, numărul 2. Pentru cei care ați ales îngerașul, haideți să vedem la ce se gândește personajul vostru. La ce se gândește în general și în mod special. Pe de-o parte, aici sunt gândurile lor. Pe de-o parte, a apărut această pisică de mare, care în general îndeamnă la creștere spirituală, la restructurare, la reactivarea fiecarei chakre. Însă, pentru ei acum a venit cartea invers, în ideea că ei se gândesc, au un mental negativ. Întotdeauna am avut timp. Am simțit despre pisica de mare care are un limbaj agresiv, această coadă care poate să biciuie, pot să și electrizeze. Da, există o electricitate fantastică între voi, dar, ia uite, vă și împărăteasa, dar, din punct de vedere sexual, sunt foarte atrași de voi, se simt electrizați de voi. Eventual și felul în care vorbiți, dar ei deocamdată nu sunt conectați la chakrele lor, nu sunt vindecați, nu sunt dezvoltați din punct de vedere spiritual. Poate chiar sunt și imaturi unii dintre ei. Însă despre voi, în mod general, ce gândesc? Gândesc că sunteți niște ființe în aparență delicate și nu doar în aparență, adică chiar ăsta este aspectul lor, vostru. Ființe delicate, blânde,
și totuși foarte precaute, foarte precaute. Și în spatele acestei imagini precaute și feminine, chiar dacă sunteți bărbați, elegante, există un foc în voi, un foc probabil care îi stimulează pe ei și care îi electrizează, este Phoenix-ul aici. Din acest motiv apare și chakra, ia uite, aici este roșu și aici este roșu, este prima chakra. Ei nu mai gândesc cu chakra a șasea și a șaptea, ei gândesc, înțelegeți ce vreau să spun? Gândesc cu chakra întâi, deci vă doresc foarte mult, clar. Clar, se gândesc că voi ați renăscut, aveți capacitatea aceasta de a renaște. O capacitate probabil pe care n-au întâlnit-o la multe persoane, mai ales că în aparență păreți niște ființe fragile, bărbați sau femei. Și totuși este acest foc scorpionesc, este o energie scorpionească, casa 8-a, Pluto, niște lucruri foarte arzătoare, însă ascunse oarecum în spatele acestei imagini. Și totuși ei simt lucrurile astea. Simt că renașteți într-o nouă direcție spirituală eventual. Simt că chakra voastră întâi, evident, cu chakra lor a întâia, da? Au ceva de discutat împreună. Ce mai simt despre voi? Ia uite. Mother, praise și loving all that is. Pe de-o parte, iar este o diferență clară între voi, dar poate să fie diferență fizică, diferență în primul rând de vârstă. Vă simt că aveți o energie maternă. Da, știți că mamele sunt și ele, fiecare cu temperamentul lor. Este o energie maternă divină, mama care se roagă. Am zis că sunteți și blânzi, sunteți și spirituali. Aveți această putere de a iubi tot ceea ce este în jurul vostru și ei simt chestia asta și au nevoie de dragostea voastră. Au nevoie, dar deocamdată ei nu pot să gândească mai departe de prima chakra. Nu pot. Poate, hai, maxim a doua, că e roșu și portocaliu. Maxim a doua. Pe de-o parte, nu se simt stabili. Ceva îi destabilizează. Chiar prezența voastră îi destabilizează, pentru că am zis, este ce gândesc despre voi. Îi destabilizați prin această capacitate de a iubi, de a oferi, de a îmbrățișa lumina, cum face și Fenixul. Fenixul către lumină se ridică, da? Din cenușă, din nămol, din întuneric, din durere. Vă ridicați către lumină. Aici îmbrățișați lumina, este energia feminină, divină. Sunt conștienți de toate astea. Și totuși, am zis, ei gândesc din prima chakra. Cine ar fi? Evident că rolurile pot să fie invers dacă simțiți că voi sunteți aici, iar și ei aici, vedeți. Pentru că așa se întâmplă în etalele generale și colective. Însă, sunt foarte atrași și de sexualitatea voastră, pe care nu o lăsați să fie atât de evidentă. Dar și de capacitatea voastră de a iubi, de a ierta. Probabil că i-ați iertat de multe ori, aveți o empatie specială, probabil pe care n-au mai experimentat-o. Aici deja avem altă cromatică, chakra a cincea și a șasea, comunicarea prin lumină, o comunicare clară, plină de dragoste. Îi îmbrățișați într-un fel. Sau s-ar lăsa îmbrățișați de vorbele voastre, dar
nu-i suficient pentru că am senzația că ei sunt undeva aici. Hai să mai vedem ce a vrut să se arate. La un moment dat, uite, își doresc să înceapă ceva nou. Își doresc o nouă etapă în relația voastră. A vrut să se arate 5 de monede, magicianul și nebunul. Pe de-o parte, relația voastră a scârțit, a suferit niște probleme. Dar cred că cea mai mare problemă este diferența și de statut financiar, problemele financiare a unuia, altuia, a amândurora, dar, în primul și în primul rând, diferențele de tradiție, de cultură și de spiritualitate. Am zis că una persoană, este atât de afectată din punct de vedere sexual, încât nu mai poate să mai gândească corect anumiți pași în relație. Și celălalt, probabil că s-a purtat ca atare, pentru că sunt vibrații foarte înalte următoarele cărți. Ce își doresc? Își doresc să manifeste un nou început, 0 și 1, 1 și 0, da? Să comunice, magicianul este Mercur, să comunice, să o luați de la zero și asta se gândește acum, ce gândește e una, ce face e alta, pentru că au fost niște probleme. Problema a fost lumina aceasta dintre voi, lumina aceasta pe care doamna sau partea feminină, că poate să fie un bărbat care își manifestă energia feminină, îmbrățișează lumina. Și celălalt e exact cu capul în jos. Dezechilibrat, dezorientat. Acum, că puteți să fiți voi cei care manifestați, începe să luați de la zero și să nu-i mai băgați în seamă, rămâne să vedem, să vedem ce și cum. Însă, gândesc că un nou început ar fi necesar. Că o fi împreună, că o fi separat. Iar, variază. Hai să vedem ce mai gândește despre voi. O dată, de două ori, de trei. Acum o să vreau să răsucesc cărțile invers, o parte din ele. Iată, și-ar dori să vă seducă, s-ar dori să vină spre voi, să călătorească. Hai să vă seducă pentru că sunt bâte și ei se gândesc foarte mult la aspectul ăsta sexual dintre voi. Și totuși e o tăcere. E o tăcere. Pentru că ei sunt în întuneric. Trebuie să-și găsească lumina, tradițiile, valorile. Și sunt și lacrimi. Și sunt și lacrimi. Ce gândește despre voi numărul 2? Ia uite. Am zis că se gândesc. Deci vă văd, din punct de vedere sexual, sunt foarte tulburați. Își doresc foarte mult această conexiune din punct de vedere sexual. Pentru că pe de o parte intuiesc și ei că acest Phoenix se poate referi chiar și la ei în relație cu voi. Ei pot să renască din cenușă momentul în care vor fi împreună cu voi. Îi treziți la ceva, îi treziți, îi ridicați, îi transformați. Da? Le treziți, le deschideți chakrele în momentul în care veți face dragoste împreună. Și totuși, 2 de monede. Pe de o parte și ei trebuie să aleagă acest nou început. Pe de altă parte, ce gândesc? Că voi aveți multe lucruri de făcut. Aveți un proiect la care lucrați
și nu aveți timp suficient să le oferiți atenție eventual. Ia uite. Pentru că vă 6 de monede. Ok, să mai amestec o dată. Ia, iar a vrut să se arate. 8 de bâte. Eremitul iar s-a arătat. 10 de bâte invers. Să punem aici cărțile. Valetul de bâte iar. Foarte multe bâte. Probabil că aveți de-a face cu cineva cu marcaj în semn de foc. Temperanța, clar, că n-au răbdare și au nevoie de vindecare și ego-ul ăsta. 5 de spade. 5 de spade. Gândesc că ar fi vrut să vină înspre voi, dar nu pot, din niște motive. Orică sunt în lockdown, orică au fost prea defensivi, 8 merge înspre 7 și atunci 7 devine defensiv. Poate au fost prea defensivi. Posibil, da, clar, probabil, da, n-au avut încredere în ei, n-au avut încredere în ei, n-au știut cum să comunice corect, s-au reținut, nu au spus ce simt, ego-ul ăsta se vede în cel puțin două cărți, 5, este leu, casa 5 a leului și nu neapărat că vorbesc despre zodia leului, vorbesc despre ego. Nu au arătat câtă pasiune simt pentru voi, nu au arătat, nu au spus, au făcut niște jocuri mentale. Și totuși, gândesc că în continuare își doresc, trebuie să aleagă acest nou început cu voi. Își doresc clar ceva cu voi. Și își doresc cu orice chip, că asta este cartea ambițiosului, care vrea cu orice chip victorie, chiar dacă acum nu poate să o aibă. Cândva. Cândva. Cu alte cuvinte, povestea nu s-a încheiat. Chiar dacă văd acum niște probleme în comunicare, chiar tăcere. Eremitul. Gândesc că trebuie să studieze, să înțeleagă niște lucruri. Și totuși n-au răbdare. Temperanța este invers. N-au răbdare să lucreze cu intuiția lor. Interesant este că apare și doi de cupe. Este această legătură profundă dintre voi, emoțională. O simt ei. Eu simt. Sunt emoții. Dar e și pasiune. Și aici nu știu ei să aleagă între emoție și pasiune, ce să manifeste, ce să exprime. Și până la urmă nu exprimă nici emoție, nici pasiune, exprimă acest ego. Da? Cuvinte nepotrivite, eventual, sau nu vă înțelegeți din punct de vedere, nu știu ce este. E o problemă în felul în care comunicați. Vă provoacă, îi provocați din ceva. Apare conflictul. Posibil că ei ar trebui să studieze mai mult situația, relația, în general lucrurile, dar nu au răbdare. N-au răbdare pentru că îi arde această pasiune. Îi consumă. Îi consumă, se vede, 10 de bâte. Însă, sunt conștienți că trebuie să renunțe la acest foc. Și ce înseamnă asta? Dacă renunță la acest consum de energie, ce înseamnă 10, se întoarce către 1. Deci trebuie să aleagă. Ce fac? Mai stau un 10 de bâte, înțelegeți? Ia. Stau un 10 de bâte, nu exprim, mă consum, cum am văzut aici, mă consum, că se consumă și 9 de spade. În această pasiune neexprimată, în acest autocontrol. Sau aleg 1. Și dacă aleg 1, atunci răsucesc 10 invers. Eventual studiază cum să renunțe. Sau mai bine zis, cum să manifeste. Cum să manifeste. Însă,
Temperanța înseamnă și vindecare. Nu pot să vină nevindecați la voi. Nu pot. Pentru că dacă vin nevindecați, voi veți oglindi aceste lucruri înspre ei, pentru că este o legătură sufletească, da? Dacă vin cu dragoste, oglindiți dragostea. Dacă vin nevindecați, le oglindiți aceste răni înapoi. Dacă vin în ego, dacă vin cu vorbe, într-un anume fel, vi se întorc sau le întoarceți înapoi cuvintele. Iar simt atracție și totuși n-au putut o manifesta. Simt că acestea sunt niște energii prezente, trecut-prezent. Aici ar reprezenta un viitor, aici trebuie să aleagă. Se gândesc că trebuie să aleagă. Să manifeste acest foc, această atracție. Atracție, clar. Dar focul înseamnă și Jupiter, da? Înseamnă și creștere spirituală, nu doar Marte, nu doar Soare, da? Nu doar atracție sexuală. Dar atracție sexuală clar există. Clar, cu 7 de cupe că au și fantezii. Sunt într-o confuzie. Cum să aibă victorie cu voi? Trebuie să aleagă. Și tu, iau-te, pentru că sunt, iau-te, emoții o grămadă, intoxicante și totuși neexprimate, valetul de spade invers și toate acestea au consumat, au apăsat. Și aici este provocarea, să renunțe la toate aceste lucruri, să înțeleagă lucrurile dintr-o altă perspectivă, să fie mai înțelepți, dar cum să fii înțelept dacă nu ai răbdare? Pentru că n-au răbdare oamenii ăștia, mai ales că au mult foc. Pentru că asta e. S-au cam săturat de vise și de da, de vise. De neexprimarea acestei atracții. Cam la asta se gândesc în această perioadă. Interesant, ai vezi 10 care dă înspre 9. 9 se regăsește și în eremit, da? Este nevoie de o călătorie peste hotare, interesant, care nu se poate manifesta. În acest motiv trebuie să mai aveți răbdare. Pentru unii clar e o călătorie peste hotare. Pe de altă parte, ca să ajungi la acest 9, trebuie să treci prin 8, da? Prin transformare. Însă la ei 8-ul lor este înspre 7, da? Înspre 7. Au intrat într-o stare defensivă din cauza ego-ului. Ia uite, transformarea nu se produce pe termeni sănătoși. Este mai mult o atitudine egoistă. Iar este nou. Iar apare un nou. Probabil pentru unii sunt marcaje în casă. Marcaje, nu neapărat. Marcaje, iar, nu doar în semne de foc, văd foarte multe bâte, dar și în săgetătorul, mă, special, că tot am văzut nouă, da? Hai să vedem din punct de vedere sexual unde s-au oprit cărțile. Ia uite, la asul de băte, iar băte, iar sex, iar dar să ardeți, nu așa oricum, nu, vor să ardeți, ia uite, până la cenușă și nu e suficient să ardeți până la cenușă, dragii mei, să renașteți. O singură ființă sau să renaște separat și să o luați de la capăt și iar să arde și iar să iar. Înțelegeți. Un pic cam nesătui din punctul ăsta de vedere. Dar ce-și mai doresc? Interesant. Își doresc să vă imprime, cum se zice, imprint, cum se zice în engleză, da? Să vă însămânțeze unii, pentru că aveți așa un fel de a fi sau să fie însămânțați de voi. Și-ar dori. Dar, pentru că n-au răbdare să treacă prin toate fazele de explorare.
Ia uite și asul de monede. Vor o relație. Chiar își doresc. Și totuși există niște lacrimi, există niște decepții. Focul ăsta care se stinge în apă, o să fie emoții negative, o pasiune care nu e exprimată corect. Hai să mai vedem. Energia sexuală dintre voi. În acest moment, la ce se gândește? Numărul 2. La ce se gândește din punct de vedere intim? Asta e frumoasă. Interesant. Justiția. 2 de cupe. 2 de cupe. Da. Am zis că se consumă, că ard, că v-ar lua pe sus. Și restul se deduce, da? Dar totuși. Au senzația că ceea ce vă propun vouă nu vă place. Felul în care vă abordează s-ar putea să fie prea agresiv pentru unii dintre voi. Poate că voi vreți o abordare mai romantică și ei sunt prea direcți. Na, interesant. Nu că n-ați fi deschiși, nu că nu v-ar place și vouă, că altfel n-ați asculta. Dar poate că e o abordare sau invers. Poate voi vreți să fie mai agresiv și ei sunt prea blânzi, prea romantici. Evident că poate să fie și invers. Dar, în principiu, din punct de vedere sexual, la ce se gândesc? Că sunteți suflete perechi, am zis aici, da? Că sunteți suflete perechi, se și vede. Se vede. Că vor să fiți ceva special, un cadou, aici niște bomboane, dacă mâncăm bomboane, când servăm ceva sau când avem nevoie de energie, în cazul în care ați consumat-o, în diferite activități intime, în cazul în care aveți nevoie să renașteți, da? Un pic de energie. Se gândesc că totuși această relație sufletească e în stagnare. E în stagnare. Și trebuie să transforma situația, să transforme, să comunice ceva. Ca să, sau ceva într-un fel ca să echilibreze situația. Și ce să echilibreze? Trebuie să echilibreze între stagnare și manifestarea acestui suflet pereche, acestei relații deosebite. Care, da, poate să fie romantică, dar deocamdată este foarte pasională. Focul ăsta este cel care distrage, perturbă. Posibil că visează la voi cu casa a 12-a spânzuratului. Visează. Visează cum veniți voi la ei și îi salvați, îi dezlegați de această incapacitate de a comunica, de a călători, de a se exprima. Poate rezolvați voi totul eventual. Da, este doar un vis, zic așa, pentru că e casa a 12-a a visurilor și au și 7 de cupe invers. Visează. La această poveste sexuală, atracție, visează că veți veni voi la ei sau ei la voi, în fine, deocamdată visează ce să facă și ei. Probabil că dacă sunteți doamne și ascultați despre un domn, domnul este atras foarte mult de sânii voștri. Așa simt că ei sunt evidenți în aceste poze. Dar ce gândesc? Gândesc că trebuie să existe o transformare care să ducă totuși către echilibru. Că nu mai pot să stea în această visare. Simt nevoia să vă ia în brațe, simt nevoia să vă simtă parfumul, gustul rujului.
cât este de fină pielea, că tot avem așa o persoană catifelată și cu ochii blânzi, da? Au nevoie să simtă, să-și exploreze simțurile și nu doar emoțiile, nu doar pasiunea, da? Și simțurile. Și trebuie echilibrate lucrurile. Este casa 8-a. Interesant că aici a apărut justiția în casa 8-a, Scorpion. Am vorbit de Scorpion, probabil că aveți Pluto, unii, Pluto în Scorpion sau invers. Pluto în balanță. Interesant. În ambele cazuri, posibil această etalare să rezoneze mai mult. Că aveți Pluto în balanță sau că aveți Pluto în Scorpion. Acum iar, că o fi balanța vedică sau scorpionul vedic, variază. Ce gândesc? Gândesc tot așa. Oarecum, dar sunt mult mai departe decât numărul 1. Seamnă cu numărul 1, dar n-a ajuns încă la înțelegerea lor. Probabil că sunt un pic mai imaturi sau mai au multe de învățat. Gândesc că voi vreți dreptate și echilibru în viața voastră personală și... Oh, ce-am deranjat aici, da? Și în general în viață. Că am zis ce gândesc despre voi. Gândesc că voi vreți echilibru. Vreți să vă echilibrați viața. Și cine vine în preajma voastră dezechilibrat, cum au făcut-o ei în multe cazuri, da? Tăiați cu sabia legătura. Gata. Gata, nu. Și uite așa, intrați în tăcere și uite așa, nu se manifestă ce și-ar dori ei. Dar gândesc că dacă vă mai țin în această stagnare, dacă mai visează mult, voi vă veți găsi pe altcineva. Pentru că totuși, așa cu bâte câte văd, văd că sunt și oameni destul de geloși, persoane destul de geloase. De-aia a apărut și cartea invers. Cum gândesc? Acum au o gândire oarecum negativă. Și văd lucrurile exact pe dos, exact cum n-ar trebui să fie. Dacă ar fi în poziția asta, ar fi ok. Ar fi fost ok. Totuși, în acest moment, sunt într-o variantă negativă a lor. Răsturnată. Negativă. Și totuși, simt foarte multe, gândesc că sunteți sufletul lor pereche, vor dreptate, vor echilibru, vor să renunțați la aceste blocaje care există între voi, din partea voastră sau a lor, iar variază. Și poate niște bombonele v-ar prinde bine. Probabil că se gândesc că ar veni cu scuzele de rigoare și cu niște bomboane către voi să vă îndulcească, să nu fiți atât de duri, atât de intransigenți sau intransigente când îi judecați de ce au stat pe loc, de ce nu s-au manifestat, de ce aia și de ceilalată. V-ar îndulci un pic, un pic, cu o îmbrățișare, cu mai mult, cu mai mult, cu mai mult. Și uite așa, să ajungeți la cenușă. Noi, cum era? Ah, ce frumoasă e poezia asta! Vai, ce mi-a venit! Mi-a venit în minte o melodie, o poezie care îmi place la maxim, Blaga. Ia stai un pic, să-mi aduc aminte. Încerc să-mi aduc aminte, nu știu dacă reușesc titlul, dar măcar câteva versuri și o să pun un link. Probabil că e pentru unii dintre voi această poezie. Gata, mi-am adus aminte. Cam așa spune poezia. Atâtea stele cad în noaptea asta. Atâtea stele cad în noaptea asta. Îngerul nopții ține parcă în mâini pământul și suflă peste el scânteii, scânteii, ca peste o iască năprasnic să-l aprindă, așa cum am văzut la asul de bâte și cu cei doi în foc, da? O iască năprasnic să-l aprindă. În noaptea asta în care cad atâtea stele, tânărul tău trup de vrăjitoare mi-arde în brațe ca în flăcările unui rug, nebun, ca niște limbi de flăcări,
Eu brațele mă întind ca să stopesc zăpada umerilor goi și ca să sorb flămând să-ți mistui puterea, sângele, mândria, primăvara, totul. Și în zori, când ziua va aprinde noaptea, când fumul nostru, cenușa noastră, da? Va fi dus de un nor spre apus, parcă, sper să nu greșesc, în zori aș vrea să fim și noi cenușă, noi și pământul. Da, aș dori să facă dragoste până la zi și să ardeți, cum a zis, la astfel de bâte, să ardeți în brațele unuia. Da, să vă consumați. O să pun un link către această poezie a lui Blaga. Cam atât. Sper că v-a plăcut. Să ne auzim la următoarele etalări. Vă pup. Pa, pa. Ok. Numărul 3. Hai să pun și eu frumos cărțile în ordine. Deci, cei care ați ales Phoenix-ul, la ce se gândesc? Iar, e o chestie scorpionească, că pentru mine Phoenix-ul reprezintă zodia scorpionului, nu neapărat zodia în sine, ci casa 8-a, Pluto, niște aspecte intense. Însă, ce gândesc? Că își doresc să renască împreună cu voi sau aveți voi această capacitate de a renaște, de a vă transforma, iar variază. Deci ce gândesc despre voi? În general, că sunteți, domnule, parcă ați venit de pe altă planetă, măi. Parcă sunteți picați din nori. Ce frumos, unicornul, măi. Deci ce gândesc despre voi? Că sunteți vizionari într-un fel sau altul, că aveți o capacitate fantastică de a anticipa și de a vedea în avans, avangard, probabil că sunteți într-un fel sau altul avangardiști. Depinde cât vă cunosc și chiar dacă nu vă cunosc suficient de bine, intuiesc și ei au această capacitate. Există ceva, un punct comun în care vă întâlniți, este un loc foarte intens, casa 8-a, Pluto, ceva, poate chiar o conjuncție cu Pluto pentru unii. Și atunci vă simt, vă intuiesc, vă absorbă energia. Dacă voi sunteți așa, absorb și ei pentru că și ei într-un fel sau altul seamănă cu voi. Ce gândesc despre voi? Interesant, să vorbim de gândire și apare al treilea ochi. Gândesc că ar dori să vadă lucrurile și din perspectiva voastră. Interesant. Asta unică de unicorn. Așa că aveți așa, gândirea voastră este foarte spiralată și pătrunzătoare. Parcă intrați ca burghiu în timp, în spațiu și vă faceți loc. Vă faceți loc. Și nu doar că vă faceți loc, dar vă creați și o lume specială. Pentru că veniți dintr-o lume specială și nu puteți să stați pe pământ așa oricum, așa că vă creați și voi o lume specială. Și totuși, ce mai simt despre voi? Mare, mare atracție fizică, cobra. Pe de-o parte că aveți așa o capacitate de a intimida. Sunteți voi unicorni, sunteți voi vizionari. Aveți așa o latură pură a voastră, dar aveți și o latură sexuală undeva ascunsă în spatele acestei frumoase apariții, nu aparențe, apariții nepământene. O apariție nepământeană și totuși în spate aveți această energie sexuală care pe ei atrage, nu ne-a, cobra intimidează. Este foarte neprevăzută. Gândesc că sunteți persoane neprevăzute. Dar asta îi și atrage.
Pe de-o parte, în seria de cărți, când am citit despre cobră, se spune că această cobră poate să reprezinte, în anumite cazuri, un profesor spiritual. Posibil că așa gândesc despre unii, despre toată lumea, că tot aveți un fenix, îi treziți la o nouă realitate, la o nouă viziune, la o nouă lume, îi treziți, îi ridicați de la un nivel, acela 3D, de la o viață în cerc. Da? De la o viață în cerc, îi treziți într-o nouă dimensiune. 4, 5, de la 3, de. Dar simt foarte mult atracție fizică. Evident că este și un simbol falic, există și o erecție aici, în fine. Ce ar mai fi să gândească? Că trebuie să vină într-un anume fel înspre voi, ca nu cumva să-i pișcați, să-i atacați, pentru că știu că sunteți ciudați. Aveți o ciudățenie care îi atrage. Azi nu sunteți doar blânzi, nu, nu. Și mi-aduc aminte de un citat. Nu știu ce mi-aduc aminte aici, că poate în aparență nu are legătură, dar simt că are legătură totuși. Un citat din Steinhardt, zicea, și nu doar din Steinhardt, am mai regăsit acest citat și în altă parte. Se zicea, fiți blânzi ca porumbeii și vigilenți ca șerpii. Asta gândesc ei despre voi, că sunteți nepământeni, în apariție. Nu neapărat aparență că ar fi o mască, nu. Asta face parte din esența voastră, dar esența voastră e mult mai complexă. În această călătorie a voastră pe pământ, a trebuit să treceți prin multe transformări, să aveți de-a face cu multe energii negative și atunci ați învățat să vă apărați cobra. Ce mai simt despre voi? Dansul planetelor, Seed of the Heart și Legacy of Light. Ce frumos! Clar că nu este o întâmplare pământeană care v-a adus împreună sau a dus față în față, chiar dacă acest față în față înseamnă și în fața laptopului sau ecranului, da? Și urmează să vă întâlniți. Nu este o întâmplare, este un dans al planetelor. Conștientizează că este o vibrație care vine din alte lumi și v-a adus. E interesant că sunt și aceleași culori, da? De aici. Posibil, iau-te, și din acest cerc, tot curcubeu. Posibil că sunteți Rainbow Child. Unul sau altul sau amândoi, cu niște capacități speciale. Dar clar că planetele, sinastria și nu doar planetele, îngerii v-au adus sau vă vor aduce împreună cu un scop. Însă, mai presus de scopul acesta divin, de moștenirea de lumină pe care trebuie să o regăsiți, să o lăsați împreună, și moștenire poate să fie o moștenire exprimată prin educație, prin proiecte comune, da? Să faceți ceva împreună, ceva special. Asta înseamnă Legacy of Light. Trebuie să faceți ceva special, dar trecând peste această unicitate specificitate, să zicem, e ceva peste care din păcate, nu pot să treacă această atracție fizică care se vede și aici, în această sămânță a inimii. Da. Pot descoperi dragostea, pot descoperi o nouă lume. Dar, pentru că există această atracție fizică, sexuală, vor să vă și însămânțeze, mai ales dacă sunt bărbați. Am zis că e un simbol falic. Un simbol falic care este foarte
trezit la această dorință de însămânțare, înseminare. Și uite așa, să creați o moștenire, să aveți o familie, copii, da? Vă luați de mână și intrați în lumea voastră, o lume specială. Puteți, așa gândește, că puteți să creați, să vă creați lumea voastră specială. Dar mai presus de toate își doresc această, da? Ce este ovulul? Aici este... falusul. În fine. Da. La asta se gândește uneori dragul vostru. Dar evident că pot să fie și inverse talările. Ce a vrut să se arate? Da, își dorește o nouă... Ia uite. Să vă ofere ceva practic. Să vă însămânțeze. Rămân pe ideea asta, nu știu de ce, dar cred, nu, că sunt convinsă că se gândește la aspectul ăsta. Sunt foarte convinsă, mai ales dacă sunt aspecte cu Pluton. Și totuși am zis că simt că e o legătură specială între voi, specială, rainbow. Simt și multă dragoste, dar și multă pasiune, obsedantă. E ce obsesie. Acum, ideea este pentru ce e obsesia mai mare? Pentru legătura sufletească, pentru această dragoste profundă sau pentru atracția sexuală, de a vă avea, de a fi împreună, de a crea o moștenire, eventual moștenitori de lumină, că dacă sunteți amândoi curcubee, da? Și atunci și moștenitor ar trebui să fie parte din lumină, da? Uite ce frumos! Este dragoste, este comunicare emoțională, dar e și o obsesie teribilă. Da. Hai să vedem ce alte cărți apar. Sunt intoxicante și emoțiile și atracția. Fizica, ambele sunt intoxicante. Cum dacă nu știți, vă zic eu. Dacă da, asta ați venit, nu? Să ascultați. Ce se gândește? Iau-te judecata. Am zis că vor să vă ofere ceva, o întâlnire, dar vin destul de greu. Iar o chestie de renaștere, de naștere, de renaștere, de judecată. Bine, judecata vine după renaștere, după Phoenix. Posibil că anul trecut, în 2020, au avansat destul de greu înspre voi. Rămâne de văzut, da, în 2021, dacă se manifestă acest soare. Această eliberare, eliberare emoțională și mentală de niște blocaje. Interesant, da, moartea, iar moartea. Transformarea prin care trec ei ca să vină mai aproape de voi. Pe de o parte... Acest soare simt ca starea lor emoțională și mentală în momentul în care se gândesc la voi. Se gândesc cu multă bucurie și totuși această obsesie îi face și pe ei să fie un pic mai precauți. O dată, de două ori, la ce se gândește numărul 3, 3 ori. Aș vrea, am zis, ia uite și aici, mă, și la această etalare apare spânzuratul. Și secrete, emoții ținute ascuns, frici. Am zis că acum vreau să folosesc și cărțile invers la această etalare. Și totuși trebuie să renunțați la aceste frici. Și unul și celălalt. Dar în mod special ei. Eu cred că ei trebuie să renunțe la această frică să vină înspre voi. Că și ei sunt la fel de puternici ca și voi, însă este ceva, ceva ce rețin, această intensitate.
pe care o simt doar în preajma voastră odată. Pe două. Mare preot invers. Cavalerul de monede invers. Marea preoteasă invers. Interesant. Aici clar semnul peștilor. Pentru unii marea preoteasă și semnul și spânzuratul. Cărțile sunt invers. Am zis că simt, gândesc, acum se combină și simțurile cu gândurile, gândesc că aveți o energie sexuală ieșită din comun și că această energie vibrează, dar vibrează și atrage, creează niște reverberații până departe și atrageți. Dar există ce am zis că ceva ieșit din comun. Sunteți un pic, nu neapărat, nu vreau să mă înțelegeți, neortodoxi. În sensul că sunteți nepământeni, valorile voastre sunt nepământene, nu că nu aveți valori. Așa simt. Dar e interesant că apare Marele Preot și Marea Preoteasă. Într-un fel sau altul se regăsește și ei în acest fel de a fi unic. Ce gândesc? Gândesc că, pe de-o parte, și ei trebuie să renunțe la niște tradiții ca să vină înspre voi, că își doresc să vină. Cavalerul de monede invers, cavalerul de monede vine încet. Faptul că a venit invers ar putea să-și schimbe viteza. Asta pentru că văd o deblocare de situație și o schimbare de energie. Da? Schimbare, ieșire din tăcere. Din acest studiu sau analiză pe care probabil că au făcut-o până acum, gândindu-se la, au analizat pe toate părțile, inclusiv atracția pe care o simt față de voi, inclusiv felul în care vă manifestați voi, felul în care vorbiți, în fine, plus că mai sunt și chestiuni personale, nu doar, dar încerc să mă concentrez pe ceea ce gândesc despre voi. Dar evident că există influențe și din viața personală. Își doresc să vină să schimbe această energie și să renunțați la blocajele pe care le-ați simțit până acum. Și unul și celălalt. Probabil care țin de ce a fost în anul trecut, de ce mai este anul ăsta cu aceste... Nu purtăm mască, să nu putem să călătorim, da? Faptul că nouă de bâte este invers și cavalerul de monede invers și această roată a norocului, gândesc că s-ar putea să se accelereze un pic lucrurile. Dacă până acum au stagnat și au fost blocaje și s-a avansat greu, acum s-ar accelera. Și totuși ce gândesc? Gândesc despre Marele Preot invers. Că vor să manifeste ceva, au multă pasiune, vor să vă ofere ceva, au multe, uite, regele de bâte, au multă pasiune, sunt autoritari și ei și totuși v-ar oferi ceva, v-ar oferi un început. Dar există acest cavaler de bâte care iar are această direcție sexuală, în mod special. Că sunt conștienți că această atracție îi determină și pe ei să fie un pic mai neortodoxi, mai netradiționali, eventual să... Chiar dacă și voi sunteți așa, am zis că sunteți nepământeni, nu că n-aveți valori. Valorile voastre sunt altfel. Sunteți spirituali, dar nu religioși. Aici este o provocare.
pentru că își doresc manifestarea și totuși nu vin. V-ar cuceri și totuși. Există o reținere. V-ar oferi și lucruri stabile. Posibil pentru unii dintre ei să fie într-un contract și să trebuiască să renunțe la acest contract ca să vină înspre voi. La ce se gândește când se gândește la voi? Deci dacă aș vrea să mă întâlnesc cu numărul 3, ar trebui să renunț la un contract care poate să fie și familie, relație de lungă durată sau eu știu mai ce, da? Ca să pot să vin înspre ei și să le spun, să le dezvălui niște lucruri. Este marea preoteasă invers. Nu mai sunt secrete, sunt secrete dezvăluite. Aș vrea să te dezvălui niște secrete. De ce nu am manifestat? De ce am stagnat? Măi, cartea asta a apărut la toate cele trei numere, da? De ce am plâns? De ce am stat pe loc într-o anumită privință? Probabil că își doresc foarte mult să comunice, pentru că nu doar atracție, să comunice lucruri speciale. Ia uite, simt că această legătură este foarte profundă, că v-ați mai întâlnit într-o altă viață. Își doresc să construiască această legătură. Simt foarte mult să construiască această legătură. Și totuși, din niște motive, s-a amânat această manifestare și ei vor să vorbească despre niște situații neplăcute din viața lor. Lasă să se gândesc. Cum să comunic? Cum să comunic? Și cum să manifest? Că marea preoteasă invers merge înspre magician, da? Cum să manifest? Magicianul e în poziție normală, da? 2 merge înspre 1. Cum să manifest? Cum să comunic? Magicianul înseamnă comunicare. Cum să comunic când în acest moment nu pot să vin? Probabil că trebuie să mai așteptați. Rămâne de văzut. Oricum e Mercur retrograd. Și dacă ar veni, n-ar fi bine. Mai bine să vină după ce se termină, după ce se Mercur din retrogradare. Dar au fost niște blocaje, clar. Dar încep să rămână de domeniul trecutului blocajele și să se simtă undeva în plan subtil această schimbare, schimbare de energie și nevoia de a manifesta ceva. Întâlnirea aceasta dintre voi doi. Construcția. O construcție la care ține foarte mult. O comunicare, iar regina de spade, valetul de spade care v-a observat, regina de spade, să comunice despre iaute, asul de cupe și doi de cupe, de această legătură. Această dragoste, eventual emoțiile. La asta se gândesc ei. Despre voi. Simt că există o legătură spirituală profundă între voi. Sunteți, într-un fel, predestinați să fiți împreună, să creați o moștenire de lumină. Sunteți predestinați, am zis, că planetele, îngerii v-au adus împreună. Că nu v-ați întâlnit, se pare că nu v-ați întâlnit unii dintre voi, de-aia au venit cărțile invers. E o chestiune doar de timp, de planete, cum se așează planetele. Dar vă veți întâlni. Și atunci, într-un fel sau altul, sunteți perechea divină, perechea spirituală a celuilalt. Posibil să se regăsească această complementare și la nivel sexual, evident, nu neapărat doar strict spiritual. Însă, consideră că acum mai trebuie să se construiască ceva. În primul rând și în primul rând trebuie să se deblocheze niște situații ca să se schimbe energiile.
Da, asta se gândesc. Cavalerul de monede merge spre valetul de monede. Valetul de monede este pe aici. Da. Cum să vină ei? Cum să dea un telefon? Cum să manifeste un cadou, un proiect, ceva? Să manifestați ceva împreună ca să generați această schimbare de energie. Cum? La asta se gândesc. Ca să începe să construiești ceva împreună. Acum, în cât timp se va manifesta, iar variază, rămâne de văzut. Dar cam ce le trece prin cap uneori? Uneori, când se gândesc la voi, la numele vostru sau când se uită la dacă au poza voastră, ia uite, 10 de cupe. Wow! Și iar apare cavalerul de monede. Am zis că e atracție de asta, teribilă, diavol, obsedantă. L-am văzut și mai devreme și acum 10 de monede. Super senzuală, sexuală, dar și senzuală. Va reexplora. Toate simțurile. Sau și-ar explora toate simțurile cu voi. Wow. Oricum vă adoră, clar, cu această carte, clar că vă adoră. Am văzut și Regina de Cupe și Diavolul. Sau v-ar adora, dacă v-ați cunoaște mai bine. Ați descoperit că aveți multe puncte comune sau cel puțin lucruri care vă atrag. Șase de cupe. Șase de cupe l-am văzut pe aici, pe undeva. Deocamdată am zis că se uită la poza voastră. Și se gândește. Cum o să fie? Se gândește, anticipează, încearcă să aibă o viziune, da? Al treilea o să-și deschidă al treilea ochi. Să înțeleagă de ce v-a cunoscut, de să... De fapt, primul pas de manifestare este vizualizarea, nu? Și șase, da? Este chakra a șasea. Și aici e șase de cupe. Ca să manifeste întâlnirea cu voi, trebuie să vadă această întâlnire deocamdată, în mintea lor, în lumea lor. Încă o carte. Deocamdată se gândesc la voi. E o notă un pic tristă în această carte, pentru că sunt și cărțile invers. Deocamdată nu s-a manifestat nimic, rămâne de văzut în viitor. Această schimbare de energie, rata norocului, când se manifestă. Iar apare, băie, deci nu pot să cred la toate cărțile, la toate numele a apărut spânzuratul. Probabil că acum vorbesc despre iubiți sau, eu știu, personaje care nu sunt în contact unul cu celălalt. Regele de spade. Am zis că e posibil să mai fie cineva și atunci trebuie să renunțe la ori la căsătorie, ori să fie o aventură, ori să încerce ceva ca să... Sunt conștienți că trebuie să fie un pic neortodoxi. Nu neapărat în abordarea, în felul în care vă abordează, ci în felul în care manifestă, acționează. Și iar spânzuratul, iar blocajele, iar legăturile astea care vă țin pe loc. Până și din punct de vedere sexual. Mai, mai, mai. Câtă atracție este. Și totuși. Trebuie să fie în control. Încearcă deocamdată să fie în control, să pară mai puțin emoțional. Probabil că este semn de aer pentru unii dintre voi. Deși văd semn de aer în relație cu un semn de apă sau cineva marcaș puternic în aer și marcaș puternic în apă. Deci, un soi de minte versus emoții. Unul e mai emoțional și altul e mai mental. Și aici este provocarea. Să se mențină mai sobri, mai detașați. Să zică ei că sunt detașați, când de fapt ei visează. Visează și aici. Aici se uită, visează în timpul zilei și aici visează noaptea.
Timpul zilei că e casa a șasea fecioare. Și aici noaptea, casa a 12-a peștilor. Vă visează tot timpul și totuși dau impresia că nu interesează și că e ceva, dar nu e cine știe ce. Nu, e doar o impresie acest rege de spade. Încearcă el să fie sobru, dar nu este chiar atât de sobru. Își ascunde latura emoțională. Iar o soi de pândă, e o pândă, o analiză, vă analizează, vă studiază deocamdată. Deocamdată acest personaj vă studiază. Cum să vă poată manifesta mai bine, cum să vă cucerească corect sau suficient de bine cât să fiți împreună. Vă pândește. Dar simt nevoia, ar dori să comunice. Da, și-ar dori să vină repede să comunice. Într-un mod neașteptat. Tipic semnelor de aer, că avem semn de aer, cavalerul de spade. Și totuși există niște blocaje peste care trebuie să învețe să treacă, pentru că iar este o legătură foarte profundă între voi. Am zis că îngerii v-au adus împreună, da? Am zis că ei își doresc această moștenire de lumină, acest copil, proiect, ceva special să creați împreună. Și totuși, își doresc să vă cucerească într-un mod neașteptat, într-un mod extravagant eventual, dar sunt conștienți totuși că trebuie să vă abordeze mult mai înțelept, mult mai detașat, sau cel puțin așa încearcă să pară mai detașați. Mai vreau o carte. Mai vreau o carte pentru numărul 3, energia sexuală, pentru numărul 3. Să simt că este mai mult decât atât. Iar am văzut Marele Preot. Posibil că unii sunteți într-o relație, într-o căsătorie, posibil. Avem o carte, din punct de vedere intim. După ce le-ați avut mai multe cărți, sunt multe astea. Da, iar ar vrea să manifeste ceva nou cu voi, ar vrea să lucreze pentru această relație, această apropiere. Ia uite, va romanța într-un fel, adică nu pot să se poarte așa detașați, dar dacă o fac pentru că există, ia uite, aceeași femeie și aici, și aici. Aceeași femeie, probabil o soție a unora, da? Aceasta în mov. O soție, există niște dezamăgiri peste care și-ar dori să treacă. Și-ar munci. Opt înseamnă muncă și transformare. Mai dăm o carte pentru numărul 3. Asta? Iar cavalerul de bâte, care deocamdată nu se manifestă, că se controlează. Se controlează. Ia uite, 8 de bâte. Am zis că și-ar dori să vă exploreze simțurile sau să-și exploreze simțurile. Să crească spiritual, dar pe cale sexuală, eventual. Cavalerul de bâte. V-ar fura și v-ar duce într-un loc undeva, nu pe pământ, sau dacă e pe pământ, într-un loc necunoscut, într-un loc în care n-ați mai fost, să experimentați ceva ieșit din comun. Pentru că nu puteți să experimentați lucruri comune, pentru că sunteți altfel. Așa gândește. Meritați ceva ieșit din comun și din punct de vedere sexual. Cum ar fi, de exemplu, să faci sex pe cal? Da, câți experimentați așa ceva? Acum, sincer vorbind, nu? Că în mașină cam toată lumea s-a mai obișnuit, dar pe cal câți au făcut-o? Da.
Clar că visează, anticipează ca să poată manifesta. Dar deocamdată am senzația că se țin reci, calmi, pe de o parte că nu vor să arată ce simt și ce gândesc, pe de o parte vă studiază în această așa zisă stagnare, ei vă studiază, vă urmăresc. Și chiar dacă acum nu sunteți împreună, am senzația interesant. Vedeți cum? Că voi aveți o legătură foarte strânsă într-o altă dimensiune. Aici am senzația că sunt două persoane, da? Legate unul de celălalt. Aveți o legătură foarte profundă manifestată în alte planuri astrale, în alte vieți. Și care va trebui să se manifeste cât de curând și în această viață. Cam atât deocamdată. Sper că v-a plăcut. Vă doresc dragoste, dragoste, pace, creștere spirituală și vă pup. Numai bine. Ciao, ciao!